omletă cu roșii și avocado. Lista cu toate ingredientele o găsiți în descrierea videoclipului. Începem prin a tăia roșia în felii groase. Folosiți roșii mai ferme, care să nu fie coapte, pentru a rămâne întregi la prăjire. Batem acum 3 ouă mari. Într-o tigaie antiaderentă punem ulei de măsline și îl lăsăm să se încălzească. Adăugăm feliile de roșii. Le lăsăm să se prăjească aproximativ un minut, după care le întoarcem pe cealaltă parte. Nu le lăsăm foarte mult la prăjit, deoarece se vor rupe la manevrare. Adăugăm ouăle bătute și le distribuim cât mai uniform în tigaie pe toată perioada gătirii. Folosim foc mic. Întoarcem acum omleta și o mai prăjim aproximativ un minut. La final o transferăm pe o farfurie. Tăiem avocado în felii și îl așezăm pe omletă. La final, asezonăm cu sare și piper după gust. O rețetă simplă, rapidă și delicioasă pe care trebuie neapărat să o încercați.